Cei veniți la sărbătoare au vorbit frumos despre limba română, menționând că ea reprezintă temelia poporului nostru, iar Republica Moldova este casa limbii române. Anul 1989 eram aici, susțineam și am fost pe baricade, cum se spune. Noi tot ne bucurăm de această sărbătoare și toți ne adunăm la concert. Limba română este ca o icoană pentru neamul nostru și limba română este floarea națiunii noastre. Unii însă au cam încurcat ziua limbii române cu ziua independenței. Sărbătoare foarte importantă pentru poporul nostru. Care este ea? Să independenți. Mii de oameni au cântat și s-au distrat în centrul capitalei. Pe scenă au urcat mai mulți interpreți autohtoni care au încins atmosfera. Foarte frumos! Ne mândrim cu așa țară! Toată lumea participă, toată lumea e dornică, deci o sărbătoare minunată! Și mai multe oameni și străim! Te-au Dumnezeu să știm! Hai mă, rar și amuzat! La un moment dat, oamenii s-au încins în hore. Artiștii au transmis cetățenilor un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române. Un mesaj frumos pentru toți care vorbesc limba română, să-și iubească limba, să-și iubească tradiția, să-și iubească istoria. Noi o să încercăm prin muzică ca limba noastră, cea română, să fie tot timpul pe urechile copiilor noștri. Ziua Limbii Române este sărbătorită în fiecare an, atât în Republica Moldova, cât și peste Prut, la 31 august. Tradițional, în ultimii ani, în această zi pe scenă, urcă primarul Dorin Chirtoacă. În anul 2015, la concertul organizat pe 31 august, acesta și-a cerut iubita în căsătorie. Nu i-a purtat însă noroc. La niciun an de la acel eveniment emoționant, cei doi au divorțat. Anul acesta, nici măcar primarul interimar Nistor Grozavu nu a ținut vreun discurs în fața mulțimii. Petrecăreții nu le-au simțit însă lipsa.